Bună ziua, dragilor, și bun găsit la treia cu profund. Începem cu treaba, tema pentru acasă. Acasă, clasa a 5-a. O zi, Ștefania? Calculați. 2, 3, 5. Calculați. 2 puncte. 12, 3 minus. 1,5. Și vine 8. A, cum atât? E un test ceva? Da. Hai să zicem. Rămâne 0 și 4. Deci cât este? 10,8. 10,8. E bine? 10,8. Urmește Darius. E bine? 5 din 13, 8. 0, 1 din 1, 10,8. Mai departe și mai departe. Aflați numărul de 1,2 ori mai mare decât 7,5, adică mulțime. Exact, 1,2 ori 7,5. 5 ori 2, 10, 0 și 1, 5 ori 1, 5, 1, 7, 7 ori 2, 14, 4 și 1, 7 ori 1, 7 și 1, 8. Cât a dat? 9? 9,0. 9,0, da? Da. 9. Da. Așa este... Minus 8. 8 dat. Hai să vedem. Deci, 1, am fără problema asta, 1,2 ori 7,5 este egal 5 ori 2, 10, 5 ori 1, 6, 7 ori 2, 14, 7 ori 1, 7 și 1, 8. 0, 0, 9. 9, corect, cum a zis Ștefania. Deci 9, egal cu 9. 9. Unde ai greșit tu, te rog, la mulțire, vezi acolo? Ți-a adunat și cu 1, de la 10. Păi, am adunat, zic eu, nu? A zis 6. Și era 5 ori 1, 5 cu 6. Nu-i bine? Da. Așa. Mai departe, Ștefania? 8,3. Da? Rezolvați ecuația. În paranteză rotundă. 1,2 da. Ori x minus 3,5 închidem paranteza da. Ori 3 plus 4,25 egal cu 5,27. 5,27. Așa. Cum facem echivalent, nu? Echivalent cu 1,2 ori x. Ce facem? Mă scrim cu o dată? Nu. Facem 5,27 minus 4,25. Am înțeles. 1,2 ori x. Așa. Minus 3,5 ori 3 egal cu 5,27 minus 4,25 echivalent cu... Așa. Aici eu cred că trebuie să și... Desfacem paranteza, adică distributivitatea o aplicăm. Mulțim la ambii termeni cu 3. Da. Și îi vine 1,2. Ori 3. Ori 3. Ori x. Adică face 3,6x. Da. 3,6x minus 3,5 ori 3. Ori 3. 3 ori 5, 15. 3 ori 3, 9 și 1, 10. 10,5 egal cu... Facem scăderea. 5 din 7, 2. 2 din 2, 0. 4 din 5, 1. 1,02. Da. Echivalent cu? Și vine aici 3,6x. 3,6x. Egal cu 10,5. 10,5 plus... Plus. Da. Că 1,2 a rămas acolo, da? Deci 1,02. Deci eu zis el, dar eu să începem cu 1,02 da. Plus, da? Da. Deci 10 plus, tot așa ar lucru, dar da. Greșit că e minus. Deci mai departe, egal, echivalent. Echivalent cu 3,6 egal cu 2, 5.
2,5,11. Deci 11, da? Da. 11,52, da? Da. X egal cu 11,52 la 3,6. X egal cu. Cum facem împărțirea asta? Mulțim. Pe primul mulțim cu 100 și ne dăm 11. Nu, păi da, la fel trebuie să faci și pe primul și pe al doilea. Deci nu unul cu unul pe 100 și altul cu 10. Da. Păi nu, da. Trebuie să fii cu același lucru. Dacă ne hotărâm să mulțim cu 10 pe amândoi, sau cu 10, cu 100 pe amândoi o facem. O să facem cu 10 pe amândoi, pentru că, după cum observăm, împărțitorul are o singură decimală. Da. Și atunci mutăm la virgula doar pe singură decimală, la amândoi. Uh-huh. Deci x egal cu 115,2 împărțit la cât? 36. Și egal cu. Hai să vedem. Trei șase în 115. Pe 2 ori. De 3 ori nu merge? Ba da. 3 ori 6, 18. Da. 3 ori 3, 9 și 1, 10. Merge de 3 ori, da? 3 ori 6, 18. 3 ori 3, 9 și 1, 10. Am că merge, sigur, da. 8 din 15. 2. Șapte, sigur că da. Nimic, nimic. Am ajuns la virgulă, punem virgulă la rezultat. Punem pe 2. De două ori. De două ori, sigur că da. 2 ori 6, 12, 2 ori 3, 6, 1, 7. Nimic, nimic. X egal cu 3,2. Altfel, cum ai mai fi putut face? Puteam transforma în fracții ordinare și lucram în fracții ordinare. Și x egal cu fracția ordinară, cum ar veni 11,52? 1152 supra cât? Supra 100. Supra 100. Împărțit la? 36. Supra, supra 10. Și egal mai departe. Cum se împart două fracții? Se mulțește prima cu a doua inversată. Deci 1152. Da. Să zicem 1152, 1152 supra 100, înmulțit cu? Înmulțit cu 10. 10 pe 36. Și printr-un 10, da, 0 se duce. Da. Și acum încercăm 152, merge prin, cu 10, merge printr-un 2, ultima cifră e 2. Și zicem 2 în 11. Hai, Darius, te rog să mă conduci. 2 în 11 de 5 ori. 5 5 ori 10. 10, restul 1. 1. Și coborâm pe 5 lângă 1. 15, 15, da? 15, de 7 ori. 7 ori 2, 14. Rămâne 1. Coborâm pe 12 și 6. 6. 576. Și jos este? Jos este 5. 5, că a fost 10 și am împărțit prin 2 și 5 acum, da? Da. Acum, mai merge 576 cu 36, că e par. Merge prin 2. Da? Eu cred că merge chiar prin 6, că 5 cu 7 fac 12 și cu 6, 18. Deci merge prin 2 și prin 3. Și 2 și 3, 2 ori 3 fac 6. De ce merge prin 6? Păi în pământ și prin 6 o face. 6 în 57. De 2 ori. 6 în 50. De 9 ori. 9 ori. 9 ori 6, 54. Da? 9 ori. 9 ori 6, 54. Și noi avem 57. 3 ori rămâne. Coborâm pe 6, 36. 6 în 36 de 6 ori. 96 și 36 aici prin iarăși 6, da? Da. Acum 96 cred că merge chiar prin 6. Da. Că 6 nu merge odată, 36 merge, da? Da. Tăiem complet. Și aici 6 în 9 odată, da, da, da. Rămâne un 3.
36, 6, 16. Și este egal cu 16 supra 5. Da? Nu merge bine. Da. Nu merge, este ireductibilă. Da. Da, dacă vrei să facem părți, putem face. 16 împărțit la 5 merge de 3 ori, că 3 ori 5, 15. Rămâne 1, rest. Punem virgula. Lângă 1 punem un 0. Da. Și, 3, și, și 5 în 10 de 2 ori. Cât? Cât am obținut? 3,2. Cât am obținut data trecută? 3,2. Tot același rezultat. Cum vi s-a părut mai ușor? Prin care variante? Cum? Nu e cum? Acolo sunt 3,2. Cum e 3,2? Când am făcut împărțirea 11,52 la 3,6, la 3,2. Da. Deci este același rezultat. Întrebarea mea era asta. Cum mi se pise, cum mi se apără mai ușor? Care din variante? Să lucrăm cu împărțirea cu numele decimale sau să trecem în fracții ordinare? Fracții ordinare. Practic mai la îndemână, nu? Da. Aici observația este asta, că mărim cu același lucru pe amândoi. Da. De 10 ori și de împărțitul și împărțitorul. Și se duce la 152,2 împărțit la 36. Și faci împărțire efectiv. Mi s-a părut și asta variantă destul de bună. Altceva. 4. Calculați. 1,6 ori paranteză pătrată 2,5 la 2 minus 1,6 împărțit la 4 plus 2 ori paranteză rotundă 1,8 minus 1,75 închide paranteza rotundă și paranteza pătrată. Așa. Păi, facem putere. Așa, 2,5, împărțirea asta de aici, nu? Da, și ca să ne fie mai pe urmă, scăderea de aici, dar o facem o dată. Și pe urmă mulțim cu 2 și, da. Și cam asta e planul de lucru. Deci, zicem, 1,6 lăsăm. 6 ori. Ori. Paranteză rotundă. Nu, mai întâi avem 2,5 la a doua să facem. Da. Ia vezi, vezi că stai și 2,5 la a doua. Adică 2,5 ori 2,5. 2,5 la a doua. 2,5 ori 2,5. Cât ați obținut? 6,25. Da. Așa este, da? 6,25. Deci 6,25 minus 1,6 împărțit la 4. De 0 ori. De 0 ori, virgulă, nu? Da. Și 16 împărțit la 4? 4. Da. De 0,4. Plus 2 ori 1,1 minus 1,75. 1,8 minus 1,75. Zero virgulă cinci. E 80. Da, ne-am împrumutat. Ne-am împrumutat, da? 0,05. Așa. Și închid paranteza dreaptă, care putea să devină rotundă în clipa asta, nu? Dar nu e atât de importantă chestia asta. Și cam mai departe, cu 1,6 mulțim cu. Să facem operațiile de aici. Facem în mulțime. Deci o să facem ce? Înmulțirea? Mulțirea? Dar putem face și scăderea. Păi da. Da? Deci 6,25 minus 0,4 face cât oare? 6,25 minus 0,4 ia face scăderea asta. Da? 5,85 plus 2 ori 0,05 0,10 sau 0,1
Da. 0,1, că n-a ajuns 10. Da. Și egal mai departe cu? 1,6 ori 5,86. 5,95. Atenție, că unul ăsta e la zecim și cu zecimile s-a adunat cu 8. Atenție, Darius. Deci egal mai departe cu 1,6 ori 5,95, da? Și egal mai departe cu. Să faceți înmulțirea asta. 5,95 cu 1,6. 5,95 cu 1,6. Cât? 9,520. 9,520. 52. Da. 9,52 al meu, da? Eu acum vreau să văd dacă aceeași lucru se adaptă ție. Da. Da? Aceeași lucru, da? Prin aproximație am făcut repede. M-am gândit așa dacă ar fi 6. 5,95 e aproape 6. Aproape 6. Cu eu 500.000 de țăști. Și 6 ori 1,6, am zis 6 ori 6, 3, 6. 6 ori 1,6 și cu 3, 9. 9,6. 9,6 la care a fost aici a 6. Da. Dar e puțin. Atunci 9,52 este rezultat corect. Deci vedeți, eu am făcut repede și o aproximare cât de cât, ca să știu dacă voi îmi dați un rezultat corect. Deci așteptam sub 9,6 eu. Și mi-a dat 9,52, mi-a dat 9,52, este corect. Mai departe. Punctul 5. Da. Ordonați crescător următoarele numere. Ordonați. Crescător. Doar. Nu mai așa. 0,13. 0,13. 0,13. Un punct și virgulă. Da. Da? 0,1. Știți de ce? Da, pe asta. Da, nu știu. Să știi măcar din numărul sau că știi. 1,2. 0,126. 126. Și 0,31. 0,31. 31. Acum, primul. 1,2. De 0,13, 0,1... 1,2. Primul? 1,2. Crescător vrea, da? Bun. Da. Crescător. Da, de la mic la mare. Atunci 0,01, după 0,13, după care 0,21, după care... 0,126. 126 și primul 0,13. Da. Așa, și primul la 0,31 la sfârșit. Deci, iată, foarte bine trebuie uitat. Deci, ne uităm. 1, 1, la zecim, da? 1, 1, 1, 3 de 1 sunt aici, la zecim. La sutime acum. 3, 0. Aici pot spun 0, nu? Da. Și gata. Ăsta e cel mai mic. 0,1. Deci vine 0,1, care e mai mic decât... 0,126. Foarte bine. 0,126, care e mai mic decât 0,13. Și mai mic decât 0,31, nu? Și mai mic decât 1,2. Și mai mic decât? Da. 1,2, cred că m-am grăbit aici. Mai întâi 1,2. Ba da, 0,31 e bine, da? Da. Mai mic decât 1,2. Da. Da, mergem mai departe. Așa.
Alô? Alô? Da? Din Canada mă sunați. Mă bucur mult să vă aud. Haideți să vă... spuneți, vă rog. Alo? Da, da, am cumpărat niște pachete de dinioriță la dumneavoastră, da? M-au auzit acum? Vă aud, da, da. Da, deci am, pe aici copiii sunt acum în urmă cu matematicile, studiile în general. Deci am cumpărat, eu am cumpărat 4 pachete, am cumpărat liceu manual de clasa 5-a, volumul 1 și volumul 2. Așa. Am cumpărat calcul algebric și geometrie plană. Așa. Dar sunt doar probleme rezolvate. Aveți undeva lecții predate? Păi, lecții predate, dacă vă uitați la prof online, deci, iată, eu acum chiar sunt direct la prof... Da, la prof online. Deci, dacă vă uitați, tastați pe Google prof online. Da? Auziți? Acum, vă ajut acum. Deci tastați pe Google proful online. Ok. Da? Proful online, da, da. Bun. Și apare link-ul prof online. Proful online. Profesor Ioan Ursu, Google... Google, numărul, nu știu, numărul de telefon, acolo vedeți. Așa este un link, apare un link. Deci link... La blogul online, blogspot sau la YouTube, dar sunt mai multe link-uri. Păi eu asta, link-ul ăsta vi-l spun. Proful online, proful Ioan Ursu, Google, numărul de telefon, scrie așa, așa este, cu numărul de telefon la sfârșit. Și dați... Dați click pe acest link și se deschide o pagină cu pagina asta apare așa, video apicultură întâi. Sunt acolo cu... Așa, și dați acum click pe video matematică. Se deschide pagina cu video matematică. Da. Și acolo vedeți pe clase. Da, pe, da. Pe clase. Nu mi s-a părut în ordine, nu știu, la clasa 5-a, nu mă descurcă, e lecția 1090, ultima, normal. Bun, da. E lecția 1, de asta e descurcată. O secundă, așa sunt în stiva acolo, lecția 1020. Dar dumneavoastră aveți și pe clase pus acolo. Clasa 5-a, clasa 6-a, 7-a, în sfârșit acolo. Și acolo mai deasupra vedeți acolo scrise. Da? Am apăsat pe clasa a 5-a. Da. Am apăsat pe clasa a 5-a și mi-a dat 24 mai, lecția 1020. 19 mai, lecția 1014. Păi vedeți? Așa, sunt acolo lecțiile... În ce ordine le iau eu? De jos în sus. Adică de la... Clasa a 5-a asta, ea are numărul de lecție care, mă rog, ca ordine în stiva mare, 1020 sau 1014, însă ele sunt în succesiune perfect de la numărul mai mic la numărul mai mare. Deci, penultima a fost 1014, da? Deci, în stivă sunt așezate exact cum le... Da? Vedeți primele lecții. Lecții de la clasa a 5-a. A, așa. Ori le... Sigur. Totul e făcut. Lecții de lecții e făcut. Da, lecții de lecții. E perfect. Vă mulțumesc foarte mult, profesor, și vă mulțumesc pentru treaba asta. La revedere, seara plăcută. Acum la e dimineață. Seara plăcută. Știu că seara rămâi. Da. Mm.
acum acolo ar fi fost vreo 12 dimineață sau... Cam așa, în sfârșit. Important este că da. Din Canada, iată, le-am sănit curiozitatea. Mergem mai departe și zicem... Măcar știm că avem până la banii da. Toată da, sigur. Media aritmetică a trei numere este egală cu 2,4. Media aritmetică a... Trei numere. Media aritmetică a trei, a lui A. Plus B. Deci înseamnă A, B, C, așa să fie A, B, C. Egal cu 2,4. Egal cu 2,4. Dacă media aritmetică a primelor două numere este egală cu 3,15, adică A plus B egal cu 3,15. Deci hai să o traducem pe asta, ești de acord, nu? A plus B plus C supra 3 egal cu 2,4. Am tradus că media aritmetică a celor trei este 2,4 și media aritmetică a două din ele, A plus B, primele două, nu? Da. A pe 2 egal cu 3,15. Și ce mai spui tu? Mai dăm ceva? Așa. Și iar primul număr este dublul celui de al doilea. Aflați cele trei numere. Iar primul număr, A, este de 2 ori B. E dublu celui de-al doilea, nu? Așa. Să aflăm toate numerele. Părere. Înlocuim. Da, înlocuim. Pe A înlocuim sus aici, nu? Da. Și pe mă vom vedea ce se va întâmpla. Deci, cu A o știu de aici, care e 2 ori B, înlocuim aici, vine 2B plus B, așa vine, nu? 2B plus B supra 2, egal cu cât? Cu 3,15. Și vine 3B. Și acum aducem la același numitor. Da. Da. Adică, ne închipui că aici numitorul ar fi 1 și amplificăm fracția asta cu 2. Da? Da. Și ar fi echivalent cu 2B și cu B, cum ai spus tu, fac 3B, nu? 3B. Este egal cu 2 ori 3,15, da? 2. Înmulțit cu 3,15. Și echivalent cu, a zice că 3B este egal cu 2 ori 3,15 2 ori 5 10 2 ori 1, 12 3. Da? Deci 2 ori 3, 6. 6,3. E bine? Sau am greșit eu? E bine, nu? 6,3. 3B. Un singur B. Deci rezultă că un singur B. E cam cu cine? Darius? Hai să vedem Darius. 1B este egal cu... 6,3 împărțit la 3. Da, 6,3. Și face cât? 2,1. Iată că pe B l-am găsit, 2,1. B-ul e egal cu 2,1. Și că acum înlocuim. Pe A, cât ar să fie? Repede, îl putem găsi pe A. A, o cât este? A este egal cu 2,1. 2,2 ori 2. E de 2 ori B-ul. Da. A este egal cu 4,2. Și cum o găsim pe C? 7 plus B, adică 4,2. Pe ce? Cum îl găsim pe ce? Înlocuim sus. În prima, da? În prima relație. Care e dată, cum? Ce spune? 4,2 da. Plus 2,1 plus C și egal cu... 3 ori 2,4. Da. 3, nu? Că trebuie să mulțim cu 3 de jos. Adunați cu ce? 6,3, așa este? Da. Plus C egal cu? 7,2. Egal cu 7,2, bine? Ce este egal cu 7,2 minus 6,3. Ce e egal cu 0,9? Da. Așa este, da? Da.
cel egal cu 0,1. Și cu asta am rezolvat problema. N-a fost deloc greu. Da. Ce am vrut să vadă? Dacă știm, dacă știm ce e media aritmetică, da. Dacă știm ce înseamnă. Dacă știm să înlocuim. Și dacă știm să înlocuim și să facem calculul corect. Da, asta a fost. Așa, da? A fost clar. Și calcule foarte simple. Simple, dar să nu greșim. Da. Important, să nu greșim. Altă exercițiu. Da? Darius? Te rog, Darius. Banii economisiți, Ioana aș cumpără cărți, apoi un sfert din bani rămași, o geantă, iar de 50 de lei îi cumpără un cadou mamei. Știind că i-au mai rămas 70 de lei, aflați ce sumă a avut la început și cât a cheltuit de fiecare dată. Foarte frumos, le luăm din nou, le citim mai rar, da? Zingă! Cu 0, perioada 3, din banii economisiți, Ioana își cumpără cărți. Notăm cu X suma economisită, nu știm, da? Deci zicem, notăm cu X. Notăm cu X suma economisită. Suma pe care o avea ea în buzunar. Ce spune? Apoi, cum stop. Aici, prima parte, cu 0,3. Perioadă. Să zicem, 0,3 perioadă din sumă. Din X. Sumă din X. Din X, da. Ce faci cu sumă? Banii ăștia. Ioana își cumpără cărți. Cărți. Deci cumpără cărți. Cumpără cărți. Apoi, un sfert din banii rămași, cumpără Stop, un sfert din rămași. Da. Trebuie să vedem cât i-a rămas. Da. Adică trebuie să vedem cât ce înseamnă mai întâi. 0,3 perioade, cum să-l transformăm în fracție ordinară? Adică 3/9. Deci 0, perioadă 3 este egal cu 3/9, simplificăm prin 3 și egal cu 1/3. Și acum, deci, cu o treime din sumă, adică o treime din X. Cum s-a scris o treime din X? Adică 1/3 ori X. Asta înseamnă din sumă. Să mulțești fracția cu suma respectivă. Și cât i-a mai rămas dacă o treime din sumă o consumă? Cât i-a mai rămas? 2/3. Cu o treime, dacă ne închipuim că segmentul ăsta ar fi suma toată, o treime, deci o treime, împărțim totul în câte? În 3 părți egale, da? Și o treime o consumă pe cărți. Și câți au rămas? Câte treimi? Două. Nu că de la 3 până la 1 mai sunt 2/3. Da? 2/3. Deci acum spune, i-a rămas, da? I-a rămas 2/3 X. Da? 2/3 X. Adică 2/3 ori X. Asta e suma care i-a rămas după ce ai cheltuit pe cărți. Ce spune acum? Apoi, cu un sfert din banii rămași. Cu un sfert din ăștia. Cu un sfert. Da. Deci, ce înseamnă să facem un sfert? 1/4 înmulțit cu... cu câte iasă, da. Cu 2/3 ori X. Deci, în etapa a doua, deci prima etapă am văzut că a cheltuit pe cărți o treime, deci prima etapă este asta, că a cheltuit o treime pe cărți, i-au rămas ăsta, și ce face cu o pătrime?
își cumpără o geantă. Ah, deci 1 pe 4 din ce mai avea în buzunar, adică din 2 pe 3 X, cumpără o geantă, da? Bun. Iar de 50 de lei îi cumpără un cadou mamei. Deci, mai are încă 50 de lei, da? 50 de lei cadou mamei. Mamei. Mamei, știind că i-au mai rămas 70 de lei, aflați ce sumă a avut la început și cât a cheltuit de fiecare dată. Deci, în a patra situație, restul care rămas. I-au rămas... Cât i-au rămas? 70 de lei. 70 de lei. Alo? Da, eu sunt. Din Italia mă sunați. Bun. Dar eu sunt într-o lecție de matematică. Acum sunt într-o lecție de matematică, sunt în direct la Prof. Online TV și nu am timp. După ora 10, dacă ceva cu apicultura, să mă întrebați. Seara, că sunt mai sigur. Bun. Bun. La revedere. Am simțit că vrea să mă-ți revedea bine. Așa că l-am amânat. Ei, acum... Adunăm suma pe care a cheltuit-o pe cărți, pe care a cheltuit-o pe geantă, și pe cadou. Pe cadou, și câte au rămas, face suma toată, nu? Da, da. Deci, din toată povestea asta, din ce au văzut autorul, X-ul, suma dată, este egală cu 1 pe 3X, deci 1 pe 3 ori X, plus ce o da pe geantă. Plus 1 pe 4 ori 2x pe 3, nu? Da. Pe geantă. Și plus, în continuare, cât? 50. Și plus 70. Și atât. Asta e suma toată. Echivalent cu? Zice, mă. X egal cu x pe 3, că 1 ori x face x, x supra 3, plus... Știm noi, înainte a face mulțirile, interesăm dacă facem simplificările. Da, se face aici. Prin... Și 2. Da. Și vine 1 supra 1 ori x face x supra 6. Da. Deci vine plus x supra 6 și plus 120. Da. Cam adus aceeași, am adunat 70 cu 50, da? Plus 120. Deci echivalent cu... X este egal cu... Ia amplificăm pe X-ul 3 cu 2. Deci urmărim aici numitorul comun în dreapta între 3 și 6 și 1. Da? Da. Este 6. 6, da. Aici amplificăm cu cât? 2, cu 2. Aici cu 6. Aici cu nimic și aici cu 6. Da. Și avem că 2. X egal cu... X egal cu 2X supra 6. 2X. Punem un singur numitor. Hai să punem un singur numitor comun. 6. E bine și cum ai spus-o, dar pierdem niște timp. Deci 2X plus X. Plus. Cât vine acolo? 720. Plus 720. Da? Plus 720. Echivalentul. X. Ei, să facem și pe asta cu numitorul 6 să fie. Deci eu zicem 6x pe 6. Da. Mulțim cu 6 și sus și jos, da? Deci vine 6x supra 6 egal cu 3x. E bine 3x? Da. Plus 720 pe 6. Și echivalent cu, având același numitor, 6, înseamnă că avem 6x egal cu 3x plus 720. Și acum o scădem. Scădem un 3x din ambii membri, da? Și rămâne doar 3x egal cu
3x egal cu 6 de 20. 20. De unde e un simplu x? 6 de 20 împărțit la 3. Împărțit la 3. X egal cu 7, 2, 240. 240, bine, da? 240. Ce reprezintă 240? Suma pe care a avut-o la început fetița aceea care a fost, nu mai știu. Ioana. 240 e suma pe care a avut-o Ioana. E bine, zice că o treime o cheltuie pe cărți. Hai să facem o cheltuie. Ce înseamnă o treime? 1 spre 3 din 240. Adică pe cărți, pe cărți a dat 2 puncte, 1 pe 3 ori 240. Și egal cu, simplificăm înainte de a mulți, 8, 10. 80 ori 80. 80 lei. Deci pe cărți ai cheltuit 80 de lei. Acum, cât a dat pe geantă? Scădem 240 minus 80. Și minus 120, cât o dat mamei, yeah, și așa, așa, așa. Sau putem zice o pătrime din 2 pe 3 x. Da. Deci putem face și așa. Deci putem zice pe geantă, pe geantă, 2 puncte. A dat. A dat. Ce a dat? 1 pe 4 ori 2 pe 3 ori x. X-ul care era 240. Nu? Așa a fost. Și 3 cu 240 simplifică și vine 80. 2, 160. Deci egal cu 160 pe 4. Pe 4 rămas ăsta, da? Supra 4. Și 160 supra 4. Simplifică cu 4. Da. Și face 40. Deci pe geantă a dat 40 de lei. Mami știu că i-a dat cât 50 de lei, parcă o lua cadou pentru mama și m-a rămas 70 de lei. În final am făcut, este bine, 80 cu 40 face 120. Asta și 120 face și 50 cu 70, da? 50 cu, da, 70. 60, 120 cu 120 fac 240, exact suma pe care a fost. Așa s-a fost o problemă de pus în ecuații, se numește. Adică am notat cu x suma pe care o avea. A fost important să traducem bine că pe cărți a cheltuit atâta din sumă. Atâta din sumă înseamnă că se mulțește fracția cu suma. Suma ne-a cheltuit x. Adică 1 pe 3 ori x pe cărți. Ce a mai rămas? Două treime au rămas. O treime din sumă dat-o pe cărți. Ca să vezi cât i-a rămas, scazi din 3 pe 1 și au rămas două treime. Am și făcut aici pe figură, da? Două treime au rămas din x. Și pe geantă, din cât i-a rămas, din cât i-a rămas din două treimi x, cheltuie o pătrime. Adică o pătrime se mulțește cu numărul ăsta. Da? Și ne dă o valoare acolo. Da, fac simplificări. Ne dă x pe 6. Practic, pe geantă dă x pe 6. O șesime din toată suma. Cum a fost 240, o șesime. Cât face o șesime? 6, 240 bătrâni la 6, 40. E de 40 odată. Da. Nu? Este corect. În concluzie, am lucrat cât se poate de corect, am pus problema într-o relație, am tradus ce a spus problema, conținutul problemei în această relație. X egal cu x pe 3 plus x pe 6 plus 120 pe, da? Pe cât? Plus 120 acolo. Așa mai departe, să vedem altă problemă. Mi-a plăcut problema ta, altă chestie. Un zid de cărămidă are dimensiunile lungimea egal cu 3 metri. Deci un zid de cărămidă are lungime așa, 3. De 3 metri. Lățimea 0,3. Lățimea așa, a zidului, 0,3. Și H. H. Grosimea, poate. Da, grosimea. Adică așa trebuie să-l vedem. Uite, așa-l vedem. Ca,
Așa a fost chestia, da? Așa. Nu, așa arată zidul. Da. Și voi acum ați înțeles că... E paralelepiped dreptunghi. Corect, corect. Așa, și cealaltă linie acolo. Așa. Și așa arată... Paralelepipedul nostru. Paralelepipedul. Știm cât e asta, 3 metri. Știm lățimea, cât e? Lățimea este 0,3, lungimea 3 metri, iar grosimea este 2,7 metri. A, înălțimea, H așa. Da. Așa, H. 2,7 metri. 7 metri. 0,3, știi cine este grosimea asta? 0,3. Lățimea. Da? Așa. Dimensiunea asta. Da. Deci lungimea, înălțimea și lățimea peretelui. Așa. Câte cărămizi sunt necesare dacă o cărămidă are dimensiunile 30 cm, 15 cm și 20 cm? Deci câte cărămizi încapă în zidul ăsta? Nu, vă închipui zidul ăsta. S-a zidit așa, cărămidă de cărămidă. El are lungimea de cât 3 metri, înălțimea de 2,7 și așa 0,3 metri. Și înmulțim. Și o secundă. Acum... Aducem la același bază. Același unitate de măsură, da? Dar îți văd câți metri peste tot. Da. Ai zis da. 3 metri. 3 metri, numai că aici zice că 30 cm, 500 Bun, cm. Bun, asta când o să ajungem la cărămizi, da. Când ne punem problema cărămizilor. Dar acum putem afla volumul. Da. Volumul. Deci mulțim asta, ori asta, ori asta. Da. Deci volumul... Volumul paralelepipedului dreptunghi este egal cu... Cu lungimea, el mare, ori el mic. Și ori H, nu? Cele trei dimensiuni înmulțite. Cu 3 metri, 3 ori 2,7 și ori 0,3. Deci 3 ori 2,7 ori 0,3. 3 ori 2,7 ori 0,3. Ia să vedem. Cât a dat? 2,22. Poate. Am coborât și 0 care ne-a mai rămas. Păi da, bunul simț. Știi, hai să apelăm la bunul simț. Dacă pe 3 le mulțim cu 2,7, ca și cum ar fi aproape 3, 3 ori 3, 9. Și pe 9 îl înmulțim pe urmă cu cine? Cu... Băi, n-am dat start, mă? Deci nu mă pot urmărește. Băi, tare, bă, la la. Bă, la la. Abia acum. Urmăresc încheierea. Da. Da? Deci... Am înțeles să pus în start, dacă vă întrebați. Da. E el mare. 3 ori 3, 9. 9 ori 3, 27. Și când îți fii decimalele celea, cred că e 2, și ceva. Da. Deci bunul simț al meu spune 2, și ceva. După discuția purtată pe deasupra, da? Și acum să facem. A fost 2,7. Ori 3, nu? Da. 3 ori 7, 21, 1 și 2. 3 ori 2, 6. Și cu 2, 8, nu? Aici. 3 ori 7, 21. Da. 3 ori 2, 6. Și cu 2, 8. 8,1. Da. Și acum pe 8,1 înmulțim cu 0,3. Da. Și urmează. 3 ori 3, 3 ori 8.
3, 3, 8, 24. Și atât. Și 0 și 1. Ei, 0. Mulțumesc, 0 nu mai are niciun rost. Și acum numărăm câte decimale sunt. 1, 2, 1, 2, 2,43. Eu am făcut-o și pe aia. Păi chiar dacă ai făcut-o, le pui de zerourile acolo și când ai întâlnit cu deal de zero, nu are nicio eficiență. Da, dar trebuie să le puneți cu una mai în față. Păi și le pun, mă, cum le vrei tu, le pun zerouri la noi în unii alții. Ce efect are? Le pun pe perete. Dar are un efect. Da. Și tu n-a rămas atât? Da. Și câte decimale am? Una, două, una, două, 2,43. Da? 2,43 metri cubi. Metri cubi. Că tot au fost cu metri. Au fost un metru aici, un metru aici, un metru aici, metru, ori metru, ori metru, metru cub. Ăsta este volumul paralipedului. Acum zice o cărămidă. Da? Deci o cărămidă. O cărămidă are dimensiunile 30 centimetri. 30 centimetri. 15 centimetri și 20 centimetri. 15 cm și 20 de centimetri. 30. 15. Da. Și cealaltă cât este? Dimensiunea asta altă este 20, nu? Da. 20 cm. Toate sunt centimetri. Da. Deci 30, 15 și 20. Și ca să aflăm volumul singurii cărămizi, mulțim pe astea, da? Deci volumul va fi. Cât va fi? 30 ori 15 și ori 20. Ori 20. Ia să fă-mi tu mulțirea asta. 30 ori 15 ori 20. Vezi că faci. Cât? 900, da? Da. Face 900. 900. 900 sau 9000? 900. Hai să vedem. 15 ori 20 cât face? 15 ori 20 face 300. 300 ori 30. 9000, mă, că sunt 30 ori. Băi, iar cu zero, lui. Dar pentru el, el core 900 ori 9000. Dar cineva sunt mare, da, nu e un zero, mare lucru. Atenție, Darius, e mare lucru. Vrei să primești în loc de 9000 numai 900? Nu, evident că nu. Evident că nu, atenție multă. Așa, ăștia sunt 9000, ce sunt? Centimetri cubi. Și acum trebuie să transformăm tot în aceeași unitate de măsură. Deci noi avem câți metri cubi? 2,43. Deci 2,43. 2,43 metri cubi. Hai să zicem așa. 2,43 metri cubi este egal cu transformăm în centimetri cubi. Păi, mai întâi cu decimetri și crezi și descrezi din mii mii acum. Da, 10.000. Deci 100.000. Peste câte decimale? Peste 3 și cu 3, 6 decimale. Da, 6 decimale. La centimetri se mă duc deodată, la 6. Și mai adăugăm la 240. Două le-am, mai trebuie 4 zerouri. Da? 2, 4, 3. 2, 4, 3 și încă 4 zerouri. Astea sunt centimetri cubi. Da? Centimetri cubi. Și ca să vedem câte cărămizi intră, împărțim volumul peretelui în centimetri cubi la volumul unei singure cărămizi. Deci, 243 urmate de 1, 2, 3, 4, 0 ori, împărțim la cât? La 900. 9000. La 9000, pardon, da, la 9000. E mare lucru, 0. Foarte mare. 3 zerouri și 3 zerouri. Da? Și atunci 9 în 24 de... 2430. De 2 ori. 9. 18. Rămâne 6 și punem 3.
963-7-8-963 și coborăm pe 0 care sunt mai mici. Deci trebuie câte cărămizi? 270 cărămizi. Cărămizi. Deci trebuie 270 cărămizi. S-a terminat timpul, ne prețează ceilalți. Fix. Așa că se face sinteza orei. Sinteza orei. Dacă nu ne sunați din Canada, din Italia, mai că aveam vreo 5-6 minute, da? Da. Dar așa ar trebui să le spun și eu. Ce am făcut pe Daria? Daria. Stefania, ce am făcut aici? Am făcut operații cu numere decimale, nu? Da, e foarte bine. Cu numere decimale. Ecuații în flu și am făcut acum probleme de pus în ecuații, probleme de pus în ecuații și ordonarea unor numere raționale, da? Ordonarea unor numere raționale. Volumul unui paralipiped, da? Volumul paralipipedului. Da. La revedere! Ne vedem data viitoare. Adică luni. Dacă cumva sunt probleme, mă sunați pentru duminică. Da?